Este tribuna Parlamentului României, locul în care se dezbat problemele importante ale statului român și trebuie să ai un comportament civilizat și, bineînțeles, trebuie să ai și o îmbrăcăminte adecvată, că mâine pe mine mă trezesc unul că vine în pielea goală. Ideile președintelui Camerei Deputaților din România sunt însă pe cale să provoace o revoluție printre aleși. Este o profundă discriminare. Ar trebui să se interzică și bărbaților să poarte fustă scurtă și femeilor să poarte cravată. Dacă se va cere o ținută decentă, atunci voi veni și cu tricoul meu cu Metallica. Doamnele obișnuite cu ținute sexy care atrag mereu privirile colegilor din Parlament se tem că vor pierde din avantaje după instituirea noilor reguli. Nu e nici extravagantă, nu e nici vulgară, nu e nici mulată, deci cred că pentru vârsta mea asemenea lungime la fustă mă avantajează. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.